Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva este cea mai mare unitate de învățământ din județul Hunedoara ca număr de elevi, acesta fiind de aproape 1500. Unitatea de învățământ deveană este componenta unui proiect pilot guvernamental prin care tuturor cursanților li se va oferi o masă caldă sau un pachet alimentar, ambele în mod gratuit, valoarea alocată acestor servicii depășind suma de 1 milion de lei. Am avut șansa, datorită situației noastre, adică un liceu divers care acoperă începând de la clasa pregătitoare până la liceu, școli post-liceale, școli de maestri, liceu seral. Avem posibilitatea, printr-un program pilot al guvernului, să asigurăm o masă caldă sau un pachet alimentar pentru 1420 de elevi, care reprezintă elevii la toate nivelele liceului energetic. Astfel, suma este în jur de 1.030.000 de lei alocate pentru o masă caldă sau un pachet alimentar. În aceste zile premergătoare startului acestui proiect, conducerea școlii de Vene caută un spațiu adecvat pentru posibilitatea de a acorda o masă caldă. Noi vom încerca să diferențiem un pic, având în vedere că avem diverse situații, astfel încât vom da pachete alimentare, așa cum ne permite legea, iar pentru situațiile în care avem spații autorizate, vom încerca să dăm și masa caldă. Mai multe despre acest proiect, dar și despre alte aspecte ale activității de la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din reședința de județ, puteți afla urmărind emisiunea De la A la Z, difuzată de 1TV Deva, imediat după buletinul de știri. De asemenea, emisiunea poate fi urmărită pe pagina de Facebook a postului nostru de televiziune, cât și pe canalul de YouTube al 1TV Deva.